efortul imens pe care l-au făcut în ultimele luni în vederea realizării acestui frumos proiect. Un proiect care a plecat la drum anul trecut, în luna noiembrie, când pentru prima oară ne-am pus la masă și am încercat să găsim o locație corespunzătoare, ținând cont și de anul centenarului și nu în ultimul rând a faptului că minifotbalul românesc este la 12-a ediție a organizării unui campionat național. Este o onoare pentru noi, este o onoare pentru minifotbal, este o onoare pentru valorile și concepțiile pe care noi le promovăm ca acest sport minunat, un sport de masă care atrage peste 40.000 de jucători la nivel național, împărțit în 55 de competiții locale, să adune la oaltă cele mai bune 20 de echipe din România. Cele mai bune 20 de echipe care, bineînțeles, s-au calificat de la 4 campionate regionale organizate la începutul lunii iunie în orașele Craiova, Ploiești, Arad și Bistrița. Iar în acest weekend, începând chiar în seara asta, de la ora 21:30, când va avea loc primul joc între echipa gazdă Beer Hunters Alba Iulia și RAL Bistrița, vom vedea la lucru pe cele două baze sportive puse la dispoziție de Comisia de Organizare Locală, baza sportivă Winners Turner și baza sportivă Fair Play Alba Iulia, cele 20 de echipe. Eu am convingerea că minifotbalul va transmite un mesaj către cunoscători și către cei care acum fac cunoștință cu acest fenomen sportiv, un fenomen care de foarte mulți ani ne bântuie, să spunem așa, prin curtea, începând de la curtea școlilor până la terenurile moderne care sunt deja construite la nivelul întregii țări. Un sport care atrage nu numai foști jucători de nivel chiar și echipe naționale sau cluburi recunoscute la nivelul internațional, dar și oameni de orice categorie de vârstă sportului. Suntem onorați că toată lumea, pe cei care am invitat, ne vor onora cu prezența și nu în ultimul rând știm că nivelul competiției va fi un foarte, foarte ridicat, ținând cont că vom avea posibilitatea să vedem echipe care au câștigat campionate naționale la minifotbal, Cupa României la minifotbal. Au ajuns până în finalele sau chiar până în semifinalele și în finalele Champions League organizat de Federația Europeană. Deci este un festival al minifotbalului în anul centenar. Tocmai de aceea am și acordat acest titlu Unirea Minifotbalului Românesc în Cetatea Alba Carolina 2018. Sub această egidă s-a promovat și se va promova în continuare și sub această egidă se va desfășura această frumoasă competiție în Alba Iulia. Dăm cuvântul și, în primul rând, în primă fază, lui Gicu, să zică și el două cuvinte și să ne spună, în primul rând, de impresiile pe care le are despre anvergura pe care și amploarea care a luat-o acest fenomen. Și a doua oară să ne vorbească, în al doilea rând să ne vorbească despre dorința lui și bunăvoința lui de a se implica într-o totul în acest eveniment. Da, mersi. În primul rând, bună ziua. Vă mulțumesc că ați venit la această conferință. Chiar nu mă așteptam la o așa amploare. Mă bucur foarte mult că am reușit în anul centenarului să aducem acest mega eveniment aici la noi, la Alba Iulia, în acest oraș minunat. Sper să fie un turneu reușit, să fie un turneu frumos, cu fair play și la final să ne bucurăm împreună, pentru că, mă repet încă o dată, cu ocazia centenarului României am reușit să aducem acest turneu de mini-fotbal și cele mai bune 20 de echipe din țară aici la noi, la Alba Iulia. Vreau să mulțumesc Federației de Mini-Fotbal pentru că împreună am putut să reușim acest lucru și chiar dacă din alte părți, probabil, și asta mi-o asum, am primit mai numite piedici, am reușit cu voință să,
să ținem acest eveniment. Vreau să urez multă baftă tuturor echipelor și fiecare cel mai bun să câștige. Te întrerup puțin, știu că și tu ai practicat acest sport foarte mult la tinerețile tale, înainte să te lansezi în cariera de mare fotbalist care a ajuns la momentul de față. Și aș vrea să spui un cuvânt oarecum de încurajare sau ce le transmite din punct de vedere al tău ca și gazdă celor peste 300 de jucători prezenți pentru aceste zile la Alba Iulia. Da, ce aș putea să le spun? Să joace cu plăcere, să o facă relaxat, pentru că fotbalul, părerea mea, e unul dintre cele mai frumoase sporturi, și să dea tot ce au mai bun pe teren, să dovedească că mini-fotbalul chiar a crescut foarte mult în ultimii ani, și la final să ne bucurăm împreună. E al doilea proiect al tău de suflet după implicarea la Unirea Alba Iulia la fotbal? Da, eu de fiecare dată când am ocazia și pot să ajut, mai ales sportul pe care l-am practicat de mic, o fac cu cea mai mare plăcere și mereu când mi se va cere ajutorul, voi răspunde prezent, mai ales că este vorba de orașul tău. Mai ales că asta am vrut să zic, mai ales că este vorba de orașul în care am crescut, m-am născut, am crescut și probabil aici am voi trăi toată viața. La ce te-ai referit când ai vorbit de anumite piedici? Păi, din partea primăriei, normal, nu? Adică normal că nu te implice că vă ajute? Păi, nu cred că nu e anormal să nu ne ajute, dar nu... În ce au constat piedicile? Este un subiect delicat, dați-mi voie să intervin, și consider că nu este în acest moment, nu este acesta momentul oportun în care să intrăm în detaliile respective. Deci îmi cer scuze că am intervenit peste Gicu, dar consider că acum ar trebui să discutăm despre ce va fi și nu ceea ce ar fi putut fi cu o anumită susținere. Hai să pun o întrebare de ajutor. Dacă fi implicat primăria, avea cu totul alt nivel? Da. Avea cu totul alt nivel, în primul rând pentru că am cerut și am insistat enorm pentru piața cetății, pentru parcul Custoza, pentru că terenul central trebuia montat acolo. Și vă dați seama că exact asta discutam și cu domnul secretar general. De fapt, mesajul pe care minifotbalul românesc vrea să-l transmită întregii țări este unul foarte puternic, și alt impact avea tot acest eveniment pe un teren central amplasat în piața cetății, asupra întregului oraș. Bun, evenimentul este mediatizat în acest moment. Dar aceea, fiind cea mai tranzitată zonă, și uitați că de bine de rău Dumnezeu ne ajută și vremea este de partea noastră, știm toți și voi știți toți că suntem de aici din Alba Iulia, ce vad există în piața cetății și câtă lume s-ar fi putut bucura de acest eveniment. Cum anume și-au motivat refuzul? Nu au motivat nicicum. Deci nu s-a motivat nicicum. Pe lângă faptul că, vă dați seama, tot la fel, domnul Oti știe, la orice turneu final organizat în cei 12 ani de când federația organizează turnee de acest gen, oficialitățile locale peste tot s-au implicat într-un totul. Aici, în schimb, nu vreau să vorbesc nici de un refuz, s-au închis și nas, s-a tergiversat treaba până în ultimul moment, când toată lumea apoi a ridicat din nume. Eu o spun doar atât și vreau să închei subiectul specific orașului Alba Iulia. Din păcate, am spus-o și în emisiunile de promovare a acestui eveniment, sportul Alba Iulian suferă, o spun de foarte mult timp, nu vorbesc doar de fotbal aici, vorbesc de sportul Alba Iulian în general, și este foarte mare păcat. E foarte mare păcat pentru că trebuie să existe oameni ca și Gicu, ca și domnul Țărnar, care o viață întreagă au dus pe umeri și Gicu duce în continuare la nivel efectiv fotbalistic ca și jucător și creează imaginea acestui oraș, și ei trebuie să meargă să-și rupă picioarele prin alte părți, să muncească, să câștigi un ban pe care poate în loc să-l cheltuie după bunul lor plac, să facă orice altceva, uitați că îl readuc și îl reinvestesc în imaginea orașului nostru.
ar trebui să ne trezim. Și cu aceasta aș vrea să închei subiectul acesta și să dau cuvântul domnului Țelnar ca și gazda acestei competiții și dânsul să ne spună câteva cuvinte și câteva păreri legate de acest eveniment. Și zic, fiind și din punct de vedere al pregătirii, cel mai în măsură din punct de vedere tehnic, oarecum, să ne vorbească despre calitatea și nivelul jocurilor la care ar trebui să ne așteptăm. Bună ziua! Și eu, în primul rând, vreau să mulțumesc Federației Române de Minifotbal pentru faptul că au acceptat să aducă acest eveniment unic pentru municipiul nostru, exact în anul în care suntem 100 de ani de la Marea Zi Națională, Marea Unire a Românilor. Sunt convins că acest eveniment va desfășura sub cele mai bune auspicii, la cel mai înalt nivel din punct de vedere fotbalistic. Eu am participat în ultimii ani, acum fiind legat de faptul că George este implicat în acest fenomen, am participat la mai multe turnee finale în ultimii 4 ani, cam am fost peste tot, pe la Bistra și la Oradea și la Rad și la Sibiu. Am văzut cum decurg asemenea turnee și am rămas surprins plăcut că, cel puțin în ultima perioadă, nivelul calitativ al jocului a crescut foarte mult. Am văzut foarte mulți jucători care poate să însemne chiar și pentru fotbalul mare o certitudine, pentru că prin ceea ce vedem pe terenurile astea de mini-fotbal, tehnica care au unii dintre ei, știu eu, gândirea în teren, poate să însemne niște subiecte pentru fotbalul mare. De asemenea, sunt foarte bucuros că Zicu Grozav, care la ora actuală, fără falsă modestie, eu îi spun lucrurilor pe nume, este unul din cei mai buni jucători ai fotbalului românesc. În momentul în care el a făcut toate eforturile ca acest turneu final să aibă loc aici la Alba Iulia, pe lângă el, de asemenea, vreau să spun că îl avem și pe Ricușor Stanciu, care de asemenea este tot Alba Iulian și pentru Alba Iulia trebuie să însemne un lucru imens, pentru că eu, fiind în lumea bună a fotbalului, având discuții și interacționând cu foarte mulți oameni de fotbal din întreaga lume, toată lumea laudă acești doi fotbaliști, ca la ora actuală, v-am spus, sunt, cu părerea mea, cei mai buni, cei mai în formă din fotbalul românesc. Deci, într-un oraș în care, din păcate, bazele fotbalului sunt puse pe, știu eu, pe treapta 5-a, 10-a sau poate pe nicio treaptă, și totuși uitați că Alba Iulia a produs, începând probabil cu mine, când am plecat acum 40 de ani la Dinamo, au venit din urmă acești doi coloși ai fotbalului care fac cinste acestui oraș și, bineînțeles, noi ar trebui să fim mândri că avem asemenea oameni în jurul nostru. Sper ca această competiție care va începe în seara asta să se desfășoare sub cele mai bune auspicii, să fie la cel mai înalt nivel și duminică, luată cu încheierea celor două finale, echipa cea mai bună să obțină titlul de campioană și noi le urăm tuturor jucătorilor, tuturor echipelor multă, multă baftă, mult succes și vom fi alături de ei, vom asista, vom supraveghea ca să vedem exact felul cum se implică, felul cum se luptă pe teren, pentru că o să fie un campionat foarte puternic, foarte deschis, pentru că vedeți și noi la campionatul mondial, la ora actuală, echipele s-au echilibrat foarte mult, nu mai putem spune că este o câștigătoare dinainte, sunt convins că și la acest turneu final, experiența pe care au acumulat-o foarte multe echipe în ultimii ani, să facă ca acest campionat să fie desfășurat la cel mai înalt nivel, atât din punct de vedere spectacular, cât și, bineînțeles, normal fotbalistic, să vedem niște echipe care să ne reprezinte cu cinste la competițiile europene, Cupa Campionilor, știu eu, Cupa Cupelor, alte competiții care să facă cinste acestui sport. Deci această federație, cred eu și cred că domnul secretar general poate să mă confirme faptul că este federația care are cele mai multe titluri de campioană europeană din toate federațiile din România. Deci acest lucru trebuie să fie benefic în continuare, toată lumea să-și îndrepte atenția mult mai mult și spre acest sport,
Sunt convins că propaganda care se face cu ceea ce se întâmplă și la turneul de aici, de la noi, de la Alba Iulia și în viitorii ani, acest sport să crească pe zi ce trece și rezultatele echipei naționale a României și cupele europene să fie dintre cele mai bune. Multă baftă și să dea Dumnezeu ca să, duminică, la finalul acestui turneu final, să ne bucurăm cu toții de prestații foarte bune și de lucruri frumoase care se întâmplă în capitala Mariupolului. Oti, dacă te rog să mai ne spui două vorbe despre ceea ce să urmeze oarecum după acest turneu final, care sunt pașii, are legătură totală cu ce se întâmplă, pentru că campioanele anumite zone despre care o să ne vorbească domnul Otila vor merge mai departe în Champions League și te rog să ne vorbești așa, te-am spus, despre Champions League și despre ce va urma pentru echipa națională, pentru că și acesta este un lucru extrem de important. Legat, mă întorc un pic înapoi la vorbele domnului Țărnar, legat de ce au promovat, adică cum poate să promoveze minifotbalul și jucătorii către echipele mari de fotbal. Vă dăm un exemplu exact, AS Hermannstadt Sibiu, care acum 3 ani sau 4 ani de fapt au plecat cu o echipă de minifotbal și au ajuns până în prima ligă. Deci este un proiect nu numai pentru cei care doresc să se emancipeze la nivel de amator, dar și pentru cei care doresc să practice acest sport la nivel profesionist, la campionatul european. Un campionat european foarte, foarte important din prisma calendarului federației, datorită faptului că primele 8 echipe calificate, deci în faza sferturilor de la campionatul european, vor avea șansa să reprezinte țările calificate la campionatul mondial din Australia de anul viitor, din 2019. Deci miza este enormă, nu numai pentru cei care vin și joacă de plăcere, miza este enormă atât din punct de vedere al federației, cât din punct de vedere al jucătorilor care vor să atingă un scop, un țel, și nu în ultimul rând și cluburilor care participă aici, că bineînțeles acestea sunt niște cluburi private, să poată să atingă scopul final de a participa la Champions League organizat de Federația Europeană în Slovenia în perioada 5-9 septembrie. Aceste, să spunem așa, etape, toate se leagă una de alta pentru că totul se desfășoară după un calendar bine prestabilit, începând din luna ianuarie până în decembrie. Și încă o dată vreau să mulțumesc tatălui meu, Cornel Țărnar, lui Gicu Grozav și lui Oti, din partea, ca secretar general al Federației, pentru că ne-au oferit posibilitatea să organizăm așa ceva aici la Alba Iulia. Listic, le garantez că vor avea ce vedea și se vor bucura cu certitudine de tot spectacolul pe care acest eveniment ni-l oferă. Eu am certitudinea că va fi un eveniment grozav. Gicu, te rog un cuvânt de încheiere să spui un mesaj către Alba Iulia cu ocazia acestui turneu, apoi domnul Otilu și tatăl. Ai zis astăzi în deschiderea. Așteptăm toți Alba Iulienii cu brațele deschise să se bucure de spectacol la bazele Winners Club Țălnar și baza Fair Play HCC, unde sunt convins că vom primi spectacol din toate punctele de vedere. Multă baftă tuturor! Tată? Ok, tu nu înțelegi că ești reprezentantul direct al Forului Suprem. Eu ce să spun, sunt convins că foarte mulți iubitori ai fotbalului vor veni la aceste meciuri. Sunt convins că chiar discutam cu foarte multă lume din țară care au reprezentanți aici la acest turneu final, că vor veni cu bunica, cu copilul, cu nepotul, cu prietenii ca să vadă acest eveniment. Foarte multă lume vine utilul cu plăcutul, cum se spune, pe lângă meciurile de fotbal au o șansă unică, pentru că foarte mult nu știu că în Alba Iulia această cetate a fost revigorată și repusă în drepturile ei, vor să viziteze și cetatea, deci va fi, sper, un lucru benefic pentru toată lumea, din toate punctele de vedere, și fotbal, și distracție, și armonie, și prietenie, și sunt convins că mini-fotbalul, sportul în general, face ca foarte mulți oameni să trăiască altfel lucrurile, să vadă altfel lucrurile, iar prin sport cred că România are cei mai buni ambasadori în lumea întreagă care poate să facă față și cinste aceste țări. Multă baftă și să dea Dumnezeu să totul se decurgă așa cum ne dorim cu toți. Mulțumesc!
Da, mulțumesc frumos pentru... Da, într-adevăr, legat de oboseală, nici... Am mai omis ceva. Nici de 4 zile am terminat Cupa României la Sibiu, la care au participat 96 de echipe din toată țara, peste 1500 de participanți. Sunt, iată, weekendul trecut, prin care o echipă din București, Old Boys, Danco Pro București a câștigat marea finală. Deci de-aia vă spuneam și mai înainte că minifotbalul este un continuu maraton a sportului, a promovării, a mișcării și tocmai asta vrem să facem și la Alba Iulia și, bineînțeles, invităm toți Alba Iulienii la acest spectacol, care e foarte important, este gratuit. Deci nu este cu plată, nu este nimic, este un sport deschis pentru toată lumea. Vă mulțumim foarte mult!